Primele victime ale căpușelor au ajuns la urgențe. Reprezentanții Spitalului Județean spun că mușcăturile acestor insecte pot crea complicații, iar pentru evitarea acestora, persoanele mușcate trebuie să se prezinte la medic. În ultima perioadă, de când a început să se schimbe vremea, trei persoane s-au prezentat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu după ce au fost înțepați de căpușe. Înțepătura de căpușă este ușor de recunoscut, pentru că în cele mai multe dintre cazuri este vizibilă. Poate să nu producă niciun simptom, însă persoanele care sunt alergice pot să resimtă durere la locul mușcăturii, o tumefacție, senzație de arsură și poate chiar dificultăți respiratorii. Tocmai de aceea, cel mai important lucru pe care l-are de făcut o persoană care a constatat prezența căpușei pe corp este să se prezinte la medic, pentru că îndepărtarea căpușei nu este o intervenție foarte facilă. Este esențial să-i fie smuls și capul din pielea noastră. Și în cabinetele medicale există instrumente speciale pentru această intervenție. Medicii epidemiologi spun că de vină sunt ploile care favorizează apariția insectelor. Este sezonul, este cald, deja spațiile verzi au prins amploare pentru că s-au dezvoltat foarte mult după ploi și după căldură. Din păcate, nu sunt curățite și nu sunt dezinfectate așa cum trebuie și tratate pentru aceste insecte. De aceea noi recomandăm tuturor ca în momentul în care merg în spații verzi să aibă foarte mare grijă, în special la copii, să îi îmbrace cât de cât adecvat. Asta înseamnă să nu fie cu piciorușele goale, să aibă hăinuțe care să acoperă suprafețele. Iar în momentul în care ajung acasă să verifice micuții dacă au aceste insecte pe ei, animalele de companie, aceeași problemă, să fie verificate pentru a nu introduce căpușele în casă, iar în momentul în care depistăm o astfel de căpușă pe un copil sau chiar și pe un adult sau animal, pentru partea umană, deci pentru oameni, să ne prezentăm la UPU pentru a putea să fie eliminate corespunzător și pentru a nu crea probleme. Mușcătura de căpușă poate transmite boli deosebit de grave la om, precum boala Lyme și encefalita de căpușă. Căpușele sunt paraziți externi ce se hrănesc cu sânge și trăiesc în apropierea solului, în ierburi înalte, în grămezi de frunze și în zone cu verdeață.